și o zi, vrea să par nervos că nu mai pot, mama. Vreau să spun că acesta și încă alte câteva piese le-am făcut în zilele din urmă și stăteam și mă gândeam, venind încoace, de unde Dumnezeu atâta liniște în creier ca să pot să fac astea. Dar pot să vă spun, și îmi sunt prieteni foarte dragi și n-am să le spun numele. M-a sunat antidotul și îmi spunea, hai că ți-am făcut ciorbiță de verișoare. Un prieten, hai să-ți repar nu știu ce la calculator. Am un noroc cu oameni atât de mișto în jurul meu că ați murit dacă aș ști. Și numai datorită lor am reușit să stau eu în zama mea acolo, în de fum în casă și am făcut un cântec din care aș vrea să vă cânt o porțiune. Nu e gata, mi-e cam teamă de el, o să fie tot pe autistul. Sper să mi-l amintesc, da, și sper să fiu pe calea aia bună pe care ar trebui să fiu cu astea. O să vă cânt o porțiune atât cât am făcut din el deocamdată, pentru că e ciudat rău, are vreo 16 melodii într-o una singură. Nu se poate să-ți ia.